Mamă, ia uzi muzică aici. Understand you soon, it won't be long. Keep on, keep running. Salutare, frățuși, și bine am găsit la un nou episod din Plays Dead, că ultimul episod de Kidder seria. Ce distinge linia dintre o alegere de una și destin în general morții, ăsta ce sunt 100% vegan, îmi place de băcă cu carne fără brocoli. A, astea le-am mai citit, da. Deci ce avem aici? Cumpără. Oprește telefonul. Ce? Nu, eu vreau telefonul, mie plăcea. Așa joacă. Odată, acum mult timp, am făcut o decizie greșită. Am refuzat o farfurie de orez și am ales un burger delicios. E un caz de domeniul trecutului, dar conștiința încă nu mai roade. Deci, așa, ce? Discursul curent, conștiința sau lipsa ei. Unele creatura o au și nu îi lasă să meargă în purgator, iar ei cer ceva diferit, trimite inia, deoarece noi suntem legea, începe. Bun, tu ești bine, bradere. Și tu ești bine, bradere. Nu, așa, pantalonii ăștia sunt prea strâmbi pentru coadă. Ba, du-te, bă, de aici. Marci și tu, rănește-mă. Am nevoie de mai multă căldură, ajută-mă. Purgatoriu. Și tu mergi în purgatoriu. De ce am mai făcut asta? Du-te, brother, ai și tu. Satanist. Coarne, nici nu mai stau la discuții. Bam. Coarne. Nu vrei să lași arma. Nici tu. Tu ești bun. Hai bă, că le descurcăm. Hai, Beyblade, clar. Purgatoriu. Nu vrei să lași sângele. Bam, du-te, brother, ai și tu. Ok. Tu ești bine, brother. Și ce să mai zic, bă, închidem seria că nu prea e apreciată și asta și trebuia să fac și ultimul ultimul episod. Nu, efectiv nu știam ce să fac cu ăla. Și de-aia închidem seria. Greșeală, ce? Ai nevoie de răbdare. Dar ce am făcut? Deci asta a promis mai surai. Da, a promis bine, aparent. Aoleu, am apăsat purgatorul din greșeală, bă. Nu vrei să lași măcar lucruri, gata. A greșit două persoane. Vida mea la prima și... Bun. Rău, eu sunt tipul cu armă. Ha? What? Ce trebuia să fac ăla? Am fost promovat! Vânzător al adevărului. Opa, băieții. Bă, mai citim alecăți la fel. Fiecare are cu un caracter mai mult. Joacă. În general, mă-ți m-am tot gândit. Foamea nu îi place când oamenii mănâncă. Odată am mâncat un burger în loc de mâncare sănătoasă. Știi, cred că creatorii ar trebui să privească o a doua șansă, cel puțin în cazul acesta. De azi, acolo toți care refuză mâncarea și o aruncă, trebuie trimis în purgatoriu. Ok. Păi, dar nu-i trimiteam în purgatoriu oricum. Deci nu prea mai înțeleg. A lăsat arma, perfect. Sângele a dispărut. Ok, du-te, bradere, purgatoriu. Asta direct în rai, îl trimiteam tu direct în rai. Hai. Bun. Tu ești bun, ești bine. Hai să face cât mai... Ce-am făcut, mă? O zi bună ție, în general morții. Când îl așteptă decizia mea, eu aștept ajutorul tău. Aici e descriere. Se scarpină... Încă sunt de pe poziția dispărut. Cred că ar trebui să trimit... Da, bradere. Iar salut șefule, am niște probleme cu un client. Aici, când de pe jos s-a dispărut, așteaptă apusul la rucatar, ar trebui să-l trimită purgatoriu, da. Ha? Ce? Pot să intru în raiul femeilor? Nu știu, vorbește cu ea de la purgatoriu, nu cu mine. Așa. Mamă, bă. Ziua bună, amici, am niște probleme. Aici e descrierea, astăzi de pe jos s-a dispărut. Sughiterău a aruncat arba, ar trebui triadă. Nu! Direct. Salut. Armur repăsă și... Mamă.
Ce a fost, mă, război? Asta n-are nimic. Ce? Cred că mi-a pătat armura, tot vei armă, da? Oare renunță la armă. Ce? Război sau pace? Ho-ho, război sau pace? Asta-i thumbnail-ul. Ho, am găsit și thumbnail-ul. E cam urât aici. Bă, să ține bege, te rog. Bun! Ne-am descurcat bine și azi. Class 2, au uite-i pe ăștia, bă, din războaie, din dalea cu armura, bă. Ares, Odin, Set, Înger al Morții, nu ți-a spus numele la cerere ocazional. Vrei ca toată lumea să facă la fel, Înger al Morții? E simplu, doar lucrează următoarea zi pentru mine și voi vedea ce pot face schimb. Uuuu, am făcut textile, recompensă după bucă. Liftul s-a stricat, va fi reparat imediat, doar o dată. Primești 10 cranii dacă câștigi. Uuuu, primești și bani în plus! Ha, doar citește asta, Înger al Morții. Ezios, creată Luciferus. Vai, sunt prea mulți, știu. Dar trebuie oamenilor doar 2 secole să scrie o carte rea după una bună. Și când spun carte rea, mă refer la tot. Cartea e malefică și e și scrisă prost. Așadar, îți prezint Necronomiconul. Sau cum se numește? Fii atent, această carte îi urmează pe deasupra o persoană. Cei care vin la noi cu această carte ar trebui trimiși în iad. Amin. Bună, cum aici clientul așteaptă decizia mea, eu aștept ajutorul tău. Aici e descrierea, aici scarpină, capul, țânguie, cântă, calea, cred că... Nu mi-a zis nimica, efectiv, de unde ar... Rugătorul nu este pentru mine. Na! Pantalonii mei sunt la spălat, dar îmi place. Ia auzi, mă, că purgatoriu nu e pentru el. Ha, 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 ha. Nu mi-a plăcut pe Marte, e malefic. Donald Trump! Oh, băieți! Mă, nu cred că avea nimica. Câteodată dau click așa de rapid, nici nu îmi dau seama. Dar ce înseamnă purgator? Ia uite-l pe ăsta, mă, sclav. Ii, cartea aia. Bun. Da. Nu te compar cu mine. Adevărat. Craniu ăsta, ce? Tu ești bine, bradare. Oh, oh, ai cartea bine. Îți plac câinii? Da, bradare, îmi plac câinii. Mă, eu cred că satanist, aha, eram sigur. Ascultă cine a venit, am niște îndoieli. Aici e descrierea. Mâinile în buzunare, hainele dacă prezintă de sânge, a aruncat arma, trebuie să-l trimită purgatoriu. Nu. Asta e bine. Mamă, gangster! Du-te, bă, de aici. Iară, Donald Trump! What? Lucruri gata, conștiință curată. Holy shit, episodul ăsta chiar a fost o nebunie totală. Am fost promovat în ochiul lui Sauron. Wow, băieți! Am fost promovat. Oh, vă dați seama. Ok, face și ziua asta. De fapt, hai că le fac eu repede off camera ca să facem ultima zi. Ok, hai că am făcut repede și ziua 21, ultima zi. Iar tărătoarea de uscat, azi este zi de sărbătorit, ziua piraților, în sus și jos și spre purgatoriu. Ok, ca de obicei folosește cunoștințele și face ce trebuie, Înger al Morții. Apucă-te de treabă. Ah, ești bine, bradare. Ah, nu vrei purgatoriu? Las, că te trebuie tot prolog mai bun atunci. Le luăm mai întâi mâncarea. Ah, nu e bun în purgatoriu. Las, că te rezolvă băiatul. Du-te și tu.
Mamă, ia uite-i pe ăștia, nu mai pirați, bă, frate. Nu vrei să lași mâncarea, tu ești bine, nici tu e. Hai ce descrie, a pus o globă plin de arsuri, se uită la mine, de nou. Ăștia o să renunțe mult să se ducă în purgatoriu, nu? What? Mamă, ce grav a fost asta, mă. Nu vrei? Lasă, că te trimite. Bun. Sângele de pe corp a dispărut, sângele de pe jos a dispărut, ține strâns cartea lui Satan. Nu, ia uite-l și pe ăsta. Așa. Ia uite-i luăm asta, aici descrie. Vreau o ceașcă de cafea plin de arsuri, a spus o glumă când... Deci nu știam ce trebuie să fac la aia, pă bune, descrierea nu-i clară. Iară, mă! A încercat să doarmă lumina divină în ochi, mâinile în buzunare. Nu. Dacă... O, uite, la asta nu-i lumina, aia nu cred că e lumina divină la... purgatoriu. Ce? Ok. Și-a arătat buletină, transpiră rău, lumină divină, nu cred că trebuie... Nu. Trebuie ce de trebuie, sunt... Ok, cred că am făcut ceea ce trebuia. Clienți noi. Ok, nu bă, fraților, dacă vreți să continuăm această serie, haideți să ajungem la acest episod 60 de like-uri și noi o să continuăm seria. Dacă nu, aia nu o să mai continuăm, deci eu m-am dus, baftă lume. Mulțumesc pentru atenția acordată, ciao les, pa!